Iubitorii sporturilor de iarnă au profitat din plin de vremea frumoasă și s-au distrat pe pârtie, iar schiurile și snowboardurile au alunecat perfect pe zăpadă. A fost o iarnă profitabilă pentru administratorii hotelurilor și pensiunilor. Mini-vacanțele au curs una după alta, iar turiștii au venit în serii. Cum te distrezi? Excelent! Care e atmosfera? Atmosfera e foarte mișto, e soare, e frumos. Eu progresez, e a cincea zi pe pârtie. Ți-ai avut mini-vacanță prelungită? Da, sunt bugetar. E binevenită mini-vacanță? Extraordinar, bine că ne-au dat liber și luni, că astfel am putut să cuplăm mai multe zile. Zăpada este foarte bună. E foarte frumos cu placa, îți dai seama, de-aia am venit să ne dăm cu placa. A, da, vremea este super. De două zile este foarte, foarte mult soare și este foarte frumos pe pârtie. Mai ales să-mi spui cum e cu mini-vacanța asta prelungită. Păi cum să fie, e foarte bună. Da. Distracție maximă, după cum se vede, soare frumos, temperaturi pozitive, spunem noi. Și până acum lumea se distrează, zic eu, pârtie nu se înjură. Pârtia e plină, da? Soare, frumos, zăpada. Cum e mini-vacanța de 24 ianuarie? E super. Dacă ne-ar da guvernul fiecare săptămână câte o mini-vacanță de asta, ar fi superb. Super. Cum e pe pârtie aici? Excelent, nu mai așteptam să fie așa bine. Vreme frumoasă? Excelentă, lumea. Excelentă, lume super. E binevenită mini-vacanța? Sigur că da, sigur că da, ca întotdeauna. Cum e zăpada? Bună! Bună, îți place? Da! E binevenită mini-vacanța asta? Da, da! Ai mai profitat și tu de ea? Cum e? Ai luat ceva trânte? Cum e? Puțin! Distracția va fi una pe măsură, chiar dacă spre seară vor fi nevoiți să stea din nou în coloană pe DN1 la întoarcerea spre casă.